Partidul Poporului Dan Diaconescu și-a retras sprijinul politic pentru consilierul județean Mihai Rusu. La o zi după ce PPDD a fost la registratura Consiliului pentru a depune actele, Rusu și-a declarat public adeziunea la Partidul Liberal Reformator. Rusu Mihai, pe Rusu Mihai îl salutăm, se întoarce în sediu după 10 ani, nu? Zi-te rog, hai! Tatăl meu a fost liberal. Știu. Așa, prima mea experiență politică a fost PNL-ul. Și asta știm. 10 ani am mai trecut și noi, ne-am mai îmbogățit experiența politică. Retragerea sprijinului politic și opțiunea lui Rusu creează o situație nouă din punct de vedere juridic. Potrivit ordonanței guvernului, aleșii au la dispoziție 45 de zile pentru a-și declara opțiunea politică, dar nu prevede ce se întâmplă dacă partidul își retrage sprijinul politic. Situația va fi lămurită în cadrul următoarei ședințe de Consiliu Județean. Până atunci, actele de retragere a sprijinului vor fi depuse la secretariatul instituției, iar decizia PPDD va deveni oficială. După consultările cu autoritățile, se va decide dacă Mihai Rusu rămâne consilier județean al PLR sau dacă își pierde funcția, iar Partidul Poporului are dreptul de a numi un nou reprezentant.